Eu, sincer, dacă ar fi după mine, v-aș lua și vouă, dar chiar sunteți foarte mulți și nu de alta, dar mai vreau și eu să mănânc o pâine în ianuarie. Cadouri, cadouri, cadouri. Să ne gândim așa, prin absurd. Ai vrea să fii un cadou de Crăciunul ăsta? Cadouri? Cadouri, cadouri. Să vedem. Ce-ți place? Nice! Ah, wow! A fost ceva de muncă, dar hei, Dasi, măcar acum avem cadourile. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hei, ce faceți? Sunt Marilou și încă nu mi-am făcut bradul, deci promit că la următorul video o să fie făcut momentan. Profitam de acest fundal alb și drăguț pe care l-am luat recent, pentru că mai nou casa mea arată exact ca un studio, dar este bine, înseamnă că suntem profi. Dacă data viitoare vom avea brad, eu spun ca acum să pregătim cadourile pe care le vom pune sub brad, nu? Pentru că măcar să fie imaginea completă până la urmă. Și înainte să începem, o să spun puțin poezia de YouTuber, ca să zic așa. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, pentru că, hei, urmează foarte multe chestii mișto și printre care și video-ul ăsta, adică e mișto, nu-i așa? Așa că lăsați la fata acolo un subscribe, un like, nu știu ce mai vreți voi, comentarii, dar chiar comentarii să-mi spuneți ce cadouri o să oferiți voi celor dragi. Iar acum, după materialul din introducere în care ați văzut cam cum am luat eu cadourile de Crăciun pentru oamenii mei dragi. Așa că, stați așa că a venit moșul, a venit și comanda pe care am plasat-o. Am și desfăcut-o pentru că n-am mai avut răbdare, dar nu m-am uitat doar ca să mă asigur că e atât de plină pe cât se simțea și este într-adevăr. Sunt prea multe chestii. Nu ajunge să concluzia asta de fiecare sărbătoare, că poate ați luat prea multe chestii și nu era necesar. Înainte să intrăm în cutioiul ăsta la propriu, cu cadouri, hai să vorbim puțin despre cadouri, așa ca un mic rezumat. Sfatul meu este să nu fiți ingrați, să știți să spuneți mulțumesc printr-un cadou, da? Orice cadou, printr-un gest, să vadă persoana respectivă că chiar v-ați gândit la ea. Indiferent că nu vă înțelegeți bine cu mătușa aia, nu știu, de are 5 culori în cap și 15.000 de inele pe degete, nu contează, sau cu bunica care mereu vă stresează cu, I don't know, întrebări de relații, de când faceți și voi un nepoțel. Băi, dar nu contează, e familie, da? Chiar și Bonnie, care te-a șters la fund când erai mic. De ce să nu ai un moment și pentru persoana respectivă care la un dat în viața ta a avut un impact foarte mare, da? A avut grijă de tine. Începeți să fiți mai darnici, mai buni și nu niște nenorociți în restul anului. Mențineți-o pe linia asta de plutire. Știți ce zic? Bine, acum mai totuși să vă arăt ce am ales eu pentru cei dragi, ai mei. Vai, dar noroc că am acest studio gigantic care mă lasă să le întind pe aici. Mai întâi o să vă arăt fiecare cadou la cine merge, iar apoi vom trece la împachetat să vedeți ce expertă sunt. Să știți că toate produsele sunt accesibile, de asta am și ales să fac acest video împreună cu prietenii mei de la Avon, pentru că am vrut să vă arăt că puteți face niște cadouri foarte drăguțe, care să fie și accesibile, care să fie și accesibile din punct de vedere al prețului, pentru că poate foarte mulți dintre voi sunteți cu un buget anume. By the way, să știți că absolut tot ce am ales eu găsiți în această broșură Avon, care este pe luna decembrie. Și o să încep cu cadoul pentru probabil cea mai importantă persoană din viața mea, și anume mami. Da, din ea am ieșit. Acum că mă uit, cred că mama are cadou și cel mai stufos, dar merită orice pentru mămicile noastre. Să vă consultați foarte bine pacienții, ca să zic așa, înainte să le cumpărați cadouri, ca să și rezoneze cu ce le cumpărați. Mama, de exemplu, este o femeie care se îngrijește foarte mult, are grijă de ea, merge la sală, are o viață socială foarte activă, cred că mai activă decât a mea. Nu iese prin cluburi, îi plac machiajele, nu știu, merge la tot felul de, se învelește în ciocolată, în masaje și chestii, whatever. Așa că pentru ea am ales din gama Avon Planet Spa 3 chestiute și anume, să vedem, Radiant Gold. Este o cremă premium de la Planet Spa by Avon. La fel și acest Radiant Gold Body Moisturizer, da? Deci îmi place foarte mult packaging-ul de la Planet Spa, e așa foarte glowy, mi se pare atât de cool. Și ultimul item din gama Planet Spa este această mască Radiant Gold cu Golden Amber, care este, mai scrie Radiance Sheet Mask. Așa, era să uit, tot din gama Planet Spa am ales și acest ulei de masaj care este îmbogățit cu Radiant Gold with Gold. Oh my god. Merge la masaj cred că de 3 ori pe săptămână. Cred că și eu ar trebui să încep să merg la masaj. Îmi recomandați vreun
vreo masioasă sau un masior, lăsați-mi acolo în comentarii, știți pe cineva care să mă maseze și pe mine. Tot mama știu că este nebunită după produsele Anew de la Avon, așa că am ales pentru ea și această cremă. Anew Ultimate Multi Performance Gold Peel Off Mask. Este aurie. Oh my god. Vai, Marie, nu mi-a luat o cremă cu aur cu care să mă dau pe față. Și pentru că un cadou nu poate fi niciodată prea mare pentru o mamă mai ales, i-am luat foarte multe rujuri din gama Avon True, pe care le am și eu de altfel. Vi le-am arătat în videoul în care am făcut 3 machiaje de școală. Piesa de rezistență care o să o încânte pe mama extraordinar de tare este acest smartwatch pe care l-am găsit în broșură. Mama merge foarte mult la sală și vrea mereu să își numere caloriile, să știe câte calorii a ars în acea zi, câți pași a făcut și așa mai departe. Cam așa arată smartwatch-ul în broșură, nu știu dacă vedeți aici. Cam așa se prezintă. Are ecran tactil, îți numără pașii, calorii consumate, are alarmă, pedometru, se conectează la WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Skype, de toate. Un burețel din acesta pentru fond de ten, pentru că știu că de mult își dorea. O paletă de la Avon True, care este în nuanțe ceva mai nebune pentru când se duce mama în club și știu că o prind foarte bine aceste culori. Am mai ales mascara de la MAC, Big and Style, care îmi place foarte mult, am avut-o și eu. Uitați ce perie babană, deci vă dați seama ce gen ne face treaba asta. Cred că unul dintre produsele mele preferate de la Avon sunt aceste mascara ale lor. Sunt foarte bune, rezistente și fac niște gene de alea de explodează. Tot din gama MAC, un corector în nuanța medium. Da, așa e mama. Am terminat cu mama. Acum trecem la următoarea persoană pe care o ador nespus. Și anume bunica. Și cred că o să folosesc și bunicul. Adică e o pătură pentru cam două persoane, așa. Doamne, deci trebuie odată să fac un video cu bunicii mei, jur. Sunt cei mai tari bunici din toată lumea. Sunt amuzanți, sunt genul ăla de cumva business people, care mereu m-au inspirat în tot ceea ce am făcut. Și doamne, dacă se uită, hei bunica și bunicul, abia aștept să vă văd. Și acum ceva ce poate nu știați despre mine, sunt o familistă convinsă. Gândiți-vă că aproape în fiecare săptămână am întâlnire cu toată familia. Mergem cu toții la casa noastră de familie, pentru că da, avem o casă a noastră, a familiei. Deci abia aștept să vină Crăciunul ca să avem ziua aia chiar prelungită. Și să-i surprind pe bunica și pe bunicul cu această... Opa, ok, pa! Cu această plapumă foarte... lungă. După cum vedeți, are model festiv. Pe partea asta este roșie, iar pe această parte este cu alb și cu roșu. Îmi place foarte mult pentru că este foarte moale, imită cumva materialul acela de catifea, vai, o să le placă foarte mult. Și este destul de groasă, e perfectă pentru vremea de afară. E foarte funny pentru că bunicii mei mereu au conversații pe centrală. Bunicul mereu dă centrala mai încet și bunica o dă la maxim. Plapuma asta sper să mai potolească certurile de centrală ale bunicilor mei. Și acum ceva doar pentru bunica, bine, deși cred că și bunicul ar putea să-și îndese cumva picioarele în acești papucei. Sunt aceia clasici, moi, comozi, foarte comozi, îmi vine să mi-i pun acum în picioare, doar că bunica bărde 38 și eu 41 sau 40. Ea e genul care e foarte pretențioasă la cadouri, deci de fiecare dată încercăm să-i luăm, nu știu, haine, să-i luăm jeans, ceva pantofi sau, nu știu, și excursii am încercat să-i facem cadou. De foarte multe ori ni s-a întâmplat, nu știu, mie, mamei, mătușii mie, să ne întoarcem înapoi cu cadourile, să le ducem la magazin și să schimbăm sau să ne luăm bani înapoi. Așa că de-aia am preferat să iau ceva cu care știu sigur că nu o să dau greș. Adică, pe bune, ce poate să spună la o plapumă și la niște botoșei comozi de casă? Acum intrăm într-o zonă foarte drăguță și anume zona copiilor. Hai să vă arăt ce o să iau pentru verișorii mei și ca să înțelegeți cum vine treaba asta cu verișori. Mama mea are o soră, da, care este mai tânără, adică are vreo 30 ceva de ani și are 2 băieței mici. Iar verișorii mei au o finuță foarte drăguță care are vreo, cred că 8 anișori, cam așa. Și țin minte că ultima oară când ne-am văzut nu știau ce să ia ei de Crăciunul acesta, așa că le-am spus să mă lase pe mine să rezolv situația. Acesta este practic cadoul pentru ea, care o să vină din partea verișorilor mei. Este aici un fel de ghiozdănel. Bine, nu de pus în spate, dar este un ghiozdănel de
fetițe în care să-și pună produsele de, știu și eu, skincare. Na, acum ce se poate face la 8 ani. Cam cât de drăguț. Stați că vă arăt imediat ce se află aici. Și uite, este și o mini oglinjoară pentru fetițe. Foarte mișto pentru că Avon are această colecție împreună cu Disney, cu Frozen. Știți că la momentul acesta, în cazul în care nu știți, dacă n-aveți frați sau dacă nu sunteți așa pasionați de copii cum sunt eu, aviz aluziva, nu știu dacă o știți, face și vlog, este o prietenă foarte bună de-a mea. De ceva timp este un mare hype printre fetițe, mai ales cu această Frozen. Avem aici un spray de corp. Oh, miroase exact a fetițe. Sună ciudat. Nu, miroase exact pentru fetițe. Iar acum un spray pentru descurcarea părului fetițelor, care miroase la fel de bine, o doamne. Cred că îmi trebuia și mie așa ceva. Șampon cu Elsa și asta bănuiesc că e prietena Elsei, nu știu, este o tipă mai roșcățică. Cert e că este pe ambalajul de gel de duș. Și piesa de rezistență este acest parfumel. Ia uitați, este Dulcinea Roz. Ambalajul de Dulcinea Roz. Am scris pe blog la un moment dat despre ce era Dulcinea Roz. Era o cofetărie deschisă lângă blocul meu când eram eu mică. Și pentru verișorii mei acum, am aceste două geluri de duș. Acesta este cu Plum and Vanilla. Iar acesta este cu Apple and Cinnamon. Sunt geluri de duș cu miros de Crăciun. Momentan atât le-am luat lor. O să mă gândesc ce o să mai adaug la cadouașul lor. Probabil o să le mai iau ceva hăinuțe, nu știu, mă voi gândi. Mătușa mea este foarte pasionată de skincare. De când eram mică știu că m-am învățat ce creme să folosesc, cum să mă dau, de ce să mă dau. Așa că am vrut să-i arăt că am învățat ceva din lecțiile pe care mi le-a oferit în toți anii ăștia legat de hidratare. Și am ales pentru ea, din gama de Avon Care, acest Restoring Moisture with Coconut Oil, deci este un body lotion. Mai moare cineva după ambalajele de Crăciun, doamne. Și din aceeași gamă avem Restoring Moisture with Coconut Oil Face, Hand and Body Cream. Deci această cremă este pentru absolut tot corpul. Și tot din Avon Care, varianta de Crăciun, am și această Restoring Moisture with Coconut Oil Hand Cream. Produsele sunt pentru piele uscată și foarte uscată. Este important să ne hidratăm, mai ales... sunt un beauty guru acum, v-ați prins, da? Este foarte importantă hidratarea, mai ales în sezonul rece, când pielea ne este deshidratată, se crapă și așa mai departe. Hidratantă. Iau și pastile de vitamina A, care mă ajută foarte tare. Este genul de persoană care se machiază foarte natural. Îi place foarte tare să-și scoată în evidență frumusețea naturală. De aceea am luat o mascara tot așa de la Mark, Big and Extreme. Ah, am avut-o și eu. Cam așa arată. Să mă gândesc ce iau cadou și rătosti. Și am mai ales și această paletuță de la Avon True, doar că am ales culori pentru ea mult mai naturale. A venit și rândul lui tati, cu care am făcut acel video, care am văzut că v-a plăcut foarte tare. M-am gândit să-i ofer aceste sticluțe parfumate, în care se, știți, sticluțele acelea în care se bagă bețișoare, mai ales tata este cu mirosurile de Crăciun, așa că o să-i prindă foarte bine acest cadou. Nu știu ce o să mai adaug exact la cadoul lui, acesta poate fi un cadou bun chiar și pentru Robert, adică așa pentru iubiți, mi se pare chiar un cadou cute. Cum în broșură, în schimb, dacă vă interesează, pentru iubiți, tați, bunici, găsiți o groază de parfumuri. Mă scuzați, așa, chiar am deschis la niște domni pe aici care prezintă parfumuri. Iar ultimul cadou este pentru o prietenă foarte bună. Adică eu încă nu știu exact cum o să împart, pentru că am luat mai multe chestii pentru mai multe prietene pe care le am. Noroc că n-am multe. Noroc că m-a făcut mama mai introvertită și că nu am atât de mulți prieteni, ca să zic așa. Ce am luat acum este pentru prietene în general. Nu știu exact cum o să împart cadourile și dacă o să mai adaug ceva pe lângă ce am luat. Avem aici mai multe eyeshadow-uri, nu știu cum să vi le arăt, sunt mai multe culori. Uite, nuanța aceasta îmi place de mor, este acest albastru royal, nu știu cât de bine se vede culoarea la cameră. Am luat 5 la număr ca să fie, să știu că am de unde să aleg și de unde să împart. Am ales acest porfard, are această parte plină de un material sclipicios, pe spate este negru, are două floricele strandafir, my god. Și înăuntru, na, loc pentru machiaje. Tot de la marca am ales și această paletuță cu niște culori. Oh my god, deci bine să mi-o păstrez mie. Ce culori vibrante perfecte pentru sezonul acesta festiv. Tot de la marca avem aceste Magical Highlighters. Chiar așa se cheamă. Foarte, foarte nice sunt. Ah, ce-mi plac. Este exact highlighterul de care au nevoie prietenele mele. Mai avem aici câteva pensule. Sunt în genul acesta unicorn, aceasta este a mea. Dacă tu le faci cadouri de Crăciun prietenilor tale make-up, măcar
dă-le ceva așa mai festiv să le amintească că au fost primite de Crăciun. Și aici am mai ales o mascara Super Shock Definition de la Avon True și aici de la Mark un corector, acela pe care l-am ales și pentru mama. Avem hârtie de împachetat cu Moș Crăciun, nimic prea fancy. E ok dacă partea asta nu arată atât de bine, pentru că oricum vom face asta. Oh, nu! Nu! Cam așa arată primul cadou. Mi se pare că arată chiar decent, adică, na, nu o să fiu la un nivel de profesionistă. Ghiozdanelul cu Frozen, cred că o să rămână așa. Itemurile care sunt pentru prietenele mele le voi lăsa în această cutie pentru că trebuie să mă gândesc cum să le sortez și ce produs va ajunge la care prietenă. Aparent am luat folie de împachetat mult prea scurt, adică deja mi s-a terminat și am făcut doar două cadouri, dar noroc că mai am una, sper să-mi ajungă pentru ce mai am de împachetat. Unul gata. Yay! Eu zic că am făcut o treabă chiar acceptabilă, nu-i așa? Arată foarte drăguț. Ia uite, avem 4 cadouri. Mamă, ia uite ce frumos. Să nu spuneți că nu am făcut-o și pe asta. Bun. Bun, am ajuns și la final, deja sunt super transpirată la cât am făcut, adică pe voi v-am dat pe fast forward, dar de fapt am stat chiar destul de mult să le împachetez. Sper că v-am ajutat în ceea ce privește inspirația cadourilor de Crăciun, chiar să-mi spuneți dacă v-a venit vreo idee uitându-mă la clipul meu. Nu uitați că absolut tot ce v-am arătat găsiți în această broșurică Avon de luna aceasta. Dacă vreți să vă luați ceva din ce am ales eu, să vă dați comanda cât mai curând ca să vă vină în timp totuși, nu? Continuând în spiritul sărbătorilor, să-mi spuneți dacă v-ar plăcea să vă arăt eu ce am primit, pentru că am primit foarte multe cadouri de la tot felul de firme, branduri cu care am lucrat anul acesta și chiar niște chestii interesante. Să-mi spuneți dacă ați vrea treaba asta. Gata, m-am dus, trebuie să aranjez pe aici și să văd ce mai fac, ce mai dau, să mă gândesc, să-mi fac planul dacă mai trebuie să cumpăr ceva. Gata, v-am băbat!